Acum am ajuns să predau informatică, am ajuns din întâmplare, pentru că eu am terminat matematică, fizică și n-am găsit post. Și atunci am fost trimisă suplinitor pe informatică, unde mi-a început să-mi placă și am rămas. De ce predau informatică? Odată, pentru că e un domeniu de viitor, se schimbă des și mie îmi place asta. Chiar dacă de la o anumită vârstă e mai dificil de gestionat schimbările, dar rămân în continuare pe faptul că e ceva care a devenit absolut indispensabil și e extraordinar să vezi că te schimbi odată cu lumea. E un rol foarte complex, cred că mai complex decât la alte discipline, odată pentru că se schimbă atât de des, odată pentru că este foarte ancorată în realitate. Și elevii, mai ales în ultimele generații, nu mai acceptă să învețe doar pentru că spune profesorul că trebuie să învețe, trebuie să vadă și de ce învață. Și nouă ne este ușor să facem lucrul ăsta. Predau pe proiect. Știu că nu este ceva obișnuit, mai ales la noi. Am început în 2007, mi-a plăcut foarte mult și văd că merge. Nu e simplu, este complicat, pentru că trebuie să îți faci foarte multe materiale, însă, într-adevăr, odată făcute, după aceea le reutilizezi și lucrurile se mai liniștesc. Însă, asta îmi permite să ancorez ceea ce fac în realitate. De exemplu, Word-ul predau făcând un proiect despre virus și despre securitatea online. Și atunci învață și cum să se protejeze și în același timp învață și faptul că trebuie să formateze textul într-un anumit fel și toate lucrurile care sunt în curiculă, de fapt și de drept. În ce fel? În primul rând este altceva și asta prinde repede. Doi, sunt obligați să lucreze împreună, chiar dacă inițial încep pe teme individuale, după aceea încep să-i grupez câte doi, câte trei și în final fac un proiect în care sunt implicați 5-6 elevi și sunt obligați să lucreze împreună și așa devin obligați să învețe să își gestioneze conflictele și să discute între ei și să-și asume responsabilități. Și asta doar făcându-și teama pentru acasă, ca să zic așa. Așa, și într-adevăr se schimbă, lucrurile se schimbă. Și în momentul în care termină, i-au învățat niște lucruri pe care nici n-au realizat că de fapt de drept le-au învățat. Și în același timp e cumva și ca un fel de joacă. Adică nu mai simt acea presiune de aia este teama pentru acasă. Nu lucrăm pe un proiect. Nu e teama pentru acasă, lucrăm pe un proiect. Ora de informatică ideală pentru mine este să se desfășoare afară. Așa, și sper să încep să implementez începând de la anul, pentru că pentru la clasa a 5-a, în afară de faptul că s-a introdus informatica în mod obligatoriu, a apărut și un opțional obligatoriu, dar de data asta acel opțional trebuie să fie pe o temă integrată, astfel încât să combine mai multe discipline. În momentul în care s-a făcut recensământul acestor opționale la noi în județ, școala mea a fost singura care a și dat tema așa de și așa. Asta pentru că eu m-am ocupat de acel opțional. Și va fi pe o temă de mediu, dar la care voi folosi și matematică, și biologie, și geografie, și bineînțeles și informatica, TICU. Și sperăm să mergem la râul din localitate, eu predau un mediu rural. Așa, unde să observăm mormoloci și să enumărăm, să bifăm pe Google Maps unde am găsit diverse lucruri și după aceea, la final, să facem o poveste în imagini cu ceea ce s-a întâmplat pe râul respectiv. Opționalul e încadrat în trei teme, clasa, școala și localitatea. Titlul pentru fiecare astfel de bucată este Mediul îl cunosc, îl respect, îl transform. Și pe fiecare dintre ele, gândindu-ne la fel cum poate fi îmbunătățit, cum poate fi transformat.
Un elev care zâmbește cu gura până la ureche. Deci asta este esențial la mine. L-aș recomanda și sigur îl voi recomanda în primul rând prin faptul că te pune în contact cu alte persoane care au aceleași interese. E adevărat, în orice din job există persoane care trebuie să fie acolo și persoane care sunt acolo pentru că din diverse varii motive. Așa, în momentul în care te interesează, ai nevoie să schimbi părerea, ai nevoie să afli lucruri. Ceea ce mi s-a întâmplat mie în astea două zile a fost foarte important pentru că m-a ancorat în niște direcții pe care nu, ori nu le vedeam, ori nu le simțeam. Știam că există, dar nu simțeam cum sunt. Ca, de exemplu, aceste vizite pe care le-am avut la firme. Și mediul de afaceri pentru mine a fost ceva foarte abstract întotdeauna. Acum am văzut într-adevăr cum este și deja din ceea ce au povestit cei de la Electronic Arts despre cum se construiește un joc, deja am început să mă gândesc la o hartă mentală, un mind map, ce înseamnă să construiești un joc pe care vreau să o afișez în laboratorul de informatică, astfel încât încetul cu încetul cu cei de la Mateinfo să începem să jucăm, să construim un joc, dar în același timp vreau să-i ancorez și pe cei de la filologie și pe cei de la mai mitite, dar care am câțiva copii de la clasa a șasea, care au un talent deosebit la desen. Dar este singura lor calitate, din păcate, la celelalte obiecte fiind. Însă talentul la desen este real. Și e o modalitate prin care poți să-i valorizezi pentru că altfel se vor pierde. Și cine știe, poate, deja la ticul care l-am făcut noi între a cincea, la prelucrare de imagini, au avut rezultate deosebite. Și poate aia este calea pe care ei se vor putea dezvolta să meargă mai departe, chiar dacă la matematică și la română. Cu plăcere!